Scena comică s-a petrecut în zona Calea Radului din Timișoara. Polițiștii au intervenit să aplaneze un scandal. După ce au amendat persoanele implicate în conflict, oamenii legii s-au urcat în mașină și au vrut să plece înspre secție. Nu au reușit. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție neagă că ar avea probleme cu benzina și susțin că autoturismul nu mai avea curent în baterie. Data de 9 august, polițiștii au fost sesizați să intervină la un scandal care a avut loc în fața unui chioșc de ziare situat pe Calea Radului din municipiul Timișoara. După ce au fost legitimate toate persoanele prezente la fața locului și au fost aplicate măsurile legale, polițiștii nu au reușit să mai punească autoturismul din dotare, întrucât acesta nu mai avea curent la baterie. S-a solicitat sprijinul unei patrule pedestre de jandarmi ca să poată fi luat autoturismul în afara părții carosabile, iar după câțiva metri autoturismul a putut fi pornit. Nu mai este de mult o noutate faptul că polițiștii de la ordine publică din întreaga țară au rație la benzină. Este o problemă a sistemului și culmea că datorită neajunsului acestui sistem ajungem să fim batjocoriți tot noi ca instituție, ca indivizi, lucru care nu este normal. De ce spun asta? Pentru că poliția este o instituție care ar trebui să funcționeze cu foc continuu. Nu este ca o fabrică la care dacă nu ai curent ai oprit strungul și mergi acasă, nu. Aici dacă nu bagi cărbune în cazan, nu funcționează sistemul și repercusiunile se simt asupra societății și nu mi se pare un lucru normal. Și ca atare, dacă nu se vor lua măsuri în viitorul ieri, cred că este foarte grav acest lucru. Și legat de benzină, ca să nu mă întrebați dumneavoastră, vă spun, acel cazan, acei cărbuni, dacă dai 100 de litri de benzină pe lună, împarți la 30 de zile, împarți la 3 schimburi, îți dă incredibilă cantitate de 1,11 litri. Dar nu este o problemă locală, este problemă națională această chestiune. Și dacă nu se vor lua măsuri, o să culeagă roadele societatea, nici de cum cei care nu își fac datoria la nivel național. Tot fără benzină au rămas și polițiștii în controversatul scandal de la DETA, petrecut tot în județul Timiș. Oamenii legii nu au plecat atunci în urmărirea atacatorilor pentru că nu aveau decât 2 litri de combustibil în rezervor.